În acest context, nu te mai surprinde nici că Dita Maiero de la Sevilla este tras în toate aceste acuze și în aceste certuri, domnul Ducadam, de la plecare? Păi e neplăcut, normal, când vezi astfel de lucruri. De altfel, am și avut o poziție pe blogul meu personal legat de Helmut, pentru că mi este și prieten, mi-a fost coleg și cred că merită apreciere. La modul general, așa cum cluburile de afară reușesc să, ca o parte din buget să fie pentru fostele glorii, pentru legende, pentru a face lobby, pentru a promova în continuare clubul, cred că și cluburile noastre într-un anumit procent, sigur că păstrând proporțiile financiare ale fotbalului nostru, pot face acest lucru și e de lăudată acele cluburi care reușesc să facă în România. Cam. Și cu ce identificăm FCSB azi? Alexandru Tudor, Mihai Stoica, Gigi Becali, fotbalist pentru FCSB. Păi, asta trebuie să răspundă dânsii. Adică, așa cum ai spus, sunt foarte puțini oameni care au făcut istorie ca fotbaliști. Îl mai avem pe Pintilii în staful tehnic și sunt, într-adevăr, destul de puțin, dar repet, este strategia patronului că până la urmă dânsul nu și-a ascuns această decizie, a avut o decizie publică și cam asta este situația. Trist. Da, e trist, dar repet, fiecare face ce vrea cu afacerea sa. Când e un brand în România? Păi nu, dar în sensul în care nu avem pârghile necesare pentru a-l trage la răspundere pe domnul Becali, nu? Adică este modul său de lucru. A făcut și lucruri foarte bune, a făcut și lucruri pe care nu le-am face niciunul dintre noi. Rezultatele sportive și financiare vor demonstra dacă managementul dânsului este bun sau nu e bun. Dar tu ai mai lucrat cu dânsul? Păi, e o întrebare delicată, pentru că în acest moment și în acest context, foarte puțin probabil. Cred că sunt destule opțiuni în lumea asta în ceea ce privește managementul sportiv, să nu mă gândesc la FCSB. În acest moment există o conducere, e modul de lucru de care aminteam și atunci eu cred că e o întrebare care nu își poate găsi răspunsul acum.